Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF, a anunțat astăzi că a pus la dispoziția contribuabililor în 98% dintre sediile sale calculatoare în sistem self-service pentru a se familiariza cu serviciile online. Decizia vine în contextul în care, începând cu 1 ianuarie 2019, comunicarea între ANAF și contribuabili va fi realizată exclusiv online. ANAF informează de asemenea, printr-un comunicat de presă, că la cerere contribuabilii vor fi îndrumați direct de către inspectorii fiscali pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale. Agenția a publicat pe site-ul propriu de internet și lista se în care este disponibil acest nou serviciu pentru contribuabili. Cluj, aceste calculatoare sunt disponibile la sediul din piața Bramiancu, dar și la sediile finanțelor din municipiile Turda de Shigerla și în orașul Huedin.